Aș vrea doar să spun că Moldova și România sunt state suverane. Trebuie cu tot să respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărui stat suveran din Europa. În același timp, România și Moldova au legături istorice de multă vreme și pentru mine concluzia este că fiecare din aceste țări trebuie să fie singurul factor determinant al propriului său destin. Și cred că mă voi opri aici cu răspuns.